înțelege simbolii din partea organizației TSD Mehedinți și multă fericire și sănătate la deci, pentru Marius. Suntem recunoscători toată viața pentru Marius Sică că l-a ajutat. Familia lui Marius este săracă, nu are venituri, iar la ultimele analize, medicii au spus că sănătatea băiatului s-a înrăutățit. Corpul lui firav nu mai răspunde la tratament, iar șansa ca acest copil să trăiască ar putea fi un transplant de ficat. Tinerii socialdemocrați au strâns seara trecută fonduri pentru ca bunica lui să-l poată duce pe Marius la un nou tratament. Ne-am gândit să îmbinăm utilul cu plăcutul, am făcut și o întâlnire de socializare pentru tinerii de la TSD Mehedinți cu ocazia sărbătorii de Sfântul Nicolae. Și dacă tot este o seară pentru copii, o seară de moș, cu ce am putut să strângem de la colegii noștri de la tineret și cu ajutorul celor de la seniori, am oferit un cadou simbolic unui copilaș care o să aibă nevoie de mult mai mult ajutor și din partea noastră și a celorlalți pentru un tratament în străinătate. De Sfântul Nicolae, tineretul social-democrat a organizat o petrece prin care am strâns fonduri pentru micuțul Marius, prin care sperăm ca Dumnezeu să-i dea sănătate, să fie și să ajungă și la vârsta noastră și poate să facă parte din rândurile noastre. Azi, pentru micuțul Marius, a venit Mărș Nicolae prin cadrul organizației Tineret a Partidului Social Democrat. Micuțul nu înțelege foarte bine ceea ce îi se întâmplă, dar știe că este bolnav și vrea să se însănătoșească. Bunica lui se zbate zi de zi pentru ca viața micuțului să fie una normală. Vă mulțumim din suflet pentru ce ați făcut pentru noi și pentru copilașul acesta, că este un îngeraș. Noi suntem bunici și vă dați seama că ne doare foarte tare. După sărbători suntem programați în Belgia pentru niște investigații. Medicii ne-au spus de acolo că mai e și un tratament care înlocuiește transplantul, dar vă dați seama că costă foarte mult, care noi nu avem situație ca să putem să plătim tratamentul ăla. Suntem niște oameni de rând, nu avem servici, nu avem nimic. Mama lui este în Italia, diagnosticat tot cu hepatită, fără tratament, fără nimică. Lucrează acolo pentru el ca să putem măcar pe el să mergem mai departe. Seniorii Partidului Social-Democrat Mehedinți s-au bucurat de inițiativa tinerilor care au dovedit că sunt uniți și că împreună îi pot ajuta și pe alții. Un gest de apreciat, un gest la care am contribuit și noi, seniorii sau maturii partidului. O seară frumoasă, o seară de Sfântul Nicolae, în care ei socializează, sărbătoresc și au făcut acest gest frumos pentru o persoană aflată în nevoie. Tinerii socialdemocrați nu sunt la prima acțiune de acest gen. A devenit deja o tradiție ca mai ales în pragul sărbătorilor să încerce să-i ajute pe cei care au avut mai puțin noroc.